Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 9 septembrie. Nu prea deschid stupii în această perioadă, că nu am de ce, dar să am câte ceva de zis în zilele acestea, să zicem, fiindcă n-am văzut nicăieri la colegii mei ăștia care sunt apicultori și care filmează, n-am văzut un lucru care să îl zică. Și nu știu de ce nu îl zice. Ba unii chiar cred că greșesc foarte mult. Ba mai vând și informații contra cost și nu mi se pare ok în zilele noastre, fiindcă oricum dacă am ceva de zis, zic și cu asta basta, nu e vorba de niciun contracost pentru informație. Ceea ce fac eu, iată, ăsta împlinesc 2 ani de zile de când folosesc uleiurile esențiale și trebuie să menționez că nu că-s mulțumit, e puțin zis mulțumit, sunt foarte mulțumit. Și voi folosi în continuare. Eu nu mă mai pot extinde din cauza sănătății, nu pot întreține foarte multe familii de albine, de aceea și vând din ele. Dar în 2016, când am pierdut albina, am înțeles un lucru. Și în 2017 am căutat diferite rețete pentru a întreține albinele sănătoase și să știți că nu e vorba numai despre varoa. Cu toate că o să vedeți că varoa, toată lumea are tratamente pentru varoa de vreo 2 luni de zile, unii chiar de 3 luni de zile și foarte mult, adică 5-6 benzi pentru varoa. Nu e vorba că face fiecare ce vrea în stupina lui, dar unde e logica până la urmă? Pentru varoa se tratează foarte bine în lipsa puietului. Coloniile care, unde am folosit metoda lui Sergiu Chetroi, acele au fost tratate pentru varoa, o singură aplicare a fost dată, adică un singur tratament chimic care a avut la bază scabatoxul și varachetul, acestea două combinate puse pe benz. Și acele colonii arată foarte bine, nu au varoa. În schimb, acele colonii care sunt puternice și, să spunem așa, n-au fost tratate deloc pentru varoa chimic, acele au un grad de infestare mai mare. Dar acest lucru este împărțit jumate-jumate în stupină și se va rezolva în octombrie, când nu va mai fi puiet. În tot acest timp, deci asta vreau să specific, în tot acest timp, în 2017, am înțeles că varoa este o problemă, da? Fiindcă din cauza aia am pierdut eu stupina, am fost eu încăpățânat la vremea aceea, da? O altă problemă majoră care niciun apicultor nu o bagă în seamă, în afară de Daniel Călmuș, care a postat un film, dacă nu mă înșel, acum vreo 6-7 ani, unde arată el tratamentul respectiv cu protofil, cu vitamine, miere și drojdie de bere și rețeta dânsul ce a mai pus el pe acolo. Deci singurul care a tratat în această perioadă albinele pentru nosemă, a prezentat, că sunt mulți care nu prezint. În această perioadă albina mai scade, nu știu cum arată la ora aceasta, eu arăt așa deasupra, nu intru în el, că n-are rost să le deranjez, că iată, vedeți, vine acestea și e furtișan.
Majoritatea coloniilor încă mai au puiet. Unele chiar au ouă. E foarte bine. Am și colonii care sunt mai dezvoltate. Am colonii și mai mici, fiindcă așa e într-o stupină. Iar realitatea nu este ce vă prezint eu aici în stup. Eu vă pot prezenta și unul mai slab, și unul mai puternic, și unul vai de capul lui pe două rame, dar nu am încă așa ceva, probabil voi avea, nu știu. Dar totuși stau destul de bine. Iată, aici avem ulei esențial, sirop cu ulei esențial, care e foarte simplu, nu-i ceva complicat de făcut. Eu mai curăț sticlele respective, ca să vedeți exact în ce constă. Eu clătesc sticlele, dau un pic cu peria și le clătesc, fiindcă folosesc doar miere la... în sirop. Mierea mai se depune, un pic de ceară. Eu le clătesc un pic. Iată, așa fac. Odată la 4 zile. Și ce trebuie să menționez este că aici, în acest sirop, acum folosesc rețeta numărul 5. Care în ce constă, de fapt, rețeta asta numărul 5 a uleiurile esențiale? Acesta constă în 4 ml teatri, 4 ml wintergreen și 2 ml lemongrass. Dar trebuie să menționez că lemongrassul e substanța care, e pontamăcie, e starpovitul uleiurilor esențiale. El dă ca mărcile sponteze. Hai că totuși o să scot câteva rame la această colonie, așa de dragul de a ne uita la ele. Umblăm mai repede. Oricum e singura colonie care o deschid, fiindcă nu am ce să văd la ele. Și iată, v-am spus ce conține acest sirop. El, cum este preparat, acum fac și o glumă. Dacă dați 50 de euro, zic cum este preparat. Nu sunt acel gen. Cum e preparat el? Deci, luăm un blender, punem 300 de ml de apă, punem pe rând 4 ml teatri, 4 ml wintergreen, 2 de lemongrass, dăm la blender 5 minute, după 5 minute mai adăugăm 700 de ml de apă, mai dăm un minut la blender și gata mixura de uleiurile esențiale care le vom folosi la sirop. Aici în găleata asta avem 10 litri de apă, 1 kg de miere și 250 de ml din acea mixură. Asta e tot ce trebuie să faceți. Acum o să întrebați la ce ajută. Păi, acest ulei esențial, în primul rând, ajută pentru nosemoză, da? Pentru nosemă ajută prima, în primul și primul rând e pentru nosemă. Ea așa și este concepută datorită substanțelor care există în aceste uleiuri. Iată, aici avem două rame, dar foarte bine propolizate. Am pus aici două rame după diafragmă, avem ceva albinuță după ele. Pe rame le mai las un timp. Iată, e liniște, foarte liniște, adică așa trebuie să fie, liniștite, cu minți. Nu știu de ce stau aici după diafragmă, văd că totul e căpăcit.
stau și ele acolo când au de lucru. În această perioadă nu mai e de lucru. Anul trecut am avut colonie în vremea asta care nu mai avea puie deloc. A trecut de iarnă, n-a fost nicio problemă. Aceasta este o colonie medie la mine în stupină, una dintre ele, că dacă iernăm pe 5-6 rame, e perfect. În alți ani am avut și pe 3 rame la ora actuală. Iată așa, asta albinuța, asta e ultima ramă, avem păstură, înseamnă că și-a făcut corpul gras. Foarte frumos stă. Și vedeți cum stă, asta e ultima ramă și cu albinile de după diafragmă, hai că se face o ramă de albine. Nu prea umblu eu fără mânuși la albinuțe, acum n-am fost pregătit să umblu la ele, dar am stat și mă gândeam, mă, care-i problema la mulți apicultori. Am văzut lucrul ăsta, că nu le tratează pentru nosem aproape deloc. N-am văzut nici măcar o intervenție pentru nosem. Aici avem ceva mieră. E bună încă. E bună. Aici mai trebuie să iasă niște puiet. Mai avem ceva puiet aici în zona asta. Acum eclozează, după ce eclozează, aceste rame vor fi folosite altfel. Așa. Ia să vedem ce este mai departe, ce găsim. E bine ceea ce găsim acum. Nu trebuie să fie nici foarte mult, nici foarte puțin. De aici deja s-a retras albina. Aici mai avem larve încă, e bine. E bine încă, ce să zicem. Acum să nu credeți că dacă v-am zis rețeta asta de... E una dintre sute, zeci de rețete care sunt disponibile. Acum fiecare apicultor alege ce să facă. Că și eu am ales, nici eu n-am crezut la început nimic. Iată și aici avem un puiet frumos. Iată ce puiet avem încă aici. Ăsta trebuie să eclozeze. E o colonie, nici slabă, nici puternică, e numai bună. Albina e destul de liniștită, ce să mai... În această perioadă nici nu... ce activitate să aibă, că... Așa e luna septembrie, deja în mare parte te pregătești că vine iarna. Eu luna viitoare, în funcție de vreme, că apicultura nu este o știință exactă. Apicultura e o știință care te adaptezi după cum e afară. Mă uit un pic dacă au oată aici. Încă sunt ouă. Încă e bine. Încă e bine. Iată, această colonie va ierna undeva pe 4 rame, așa cum le strâng eu acum, sunt care le lasă, nu le strânge deloc. Am colonii care vor ierna și pe 8 rame, da? Și asta e una dintre care vor ierna pe 4.
cam asta e situația la mine aici. Iată, aș mai putea strânge încă cu două rame, trei, să le dau după diafragmă, dacă tot e aici. Asta voi face. Voi mai aduce aici rame care nu-i nevoie de. E împrăștiat albina, de aceea trebuie strâns. Dar dacă nu scoatem ramele cu totul, nu prea are efect. Iată o altă ramă. Iată, este gol. Un patul cald cam ăsta mă cam deranjează pe mine. Bun. Și iată, a rămas pe 6 rame, dar va rămâne pe 4. Mult proporții, foarte mult. Dacă te uitai cu o lună la colonia aceasta, mai frumoasă. Da. Cu cât e mai mică colonia în timpul iernii, să zicem mai mică. Acum poate să fie, ce să zic eu, cât de mică poate să fie o astfel de colonie. Cum ierna și pora. Îndepărtez ramele ca albina să nu-și facă cuib aici, adică le las așa mai depărtate și să se tragă unde e cuibul, nu să stea aici să-și facă ea cuib aici, că se întâmplă și așa ceva, să vine vremea rece și după aș face cuib tocmai aici. După aia am dat de lucru. Bun, cam asta e ce le fac eu acum. Nu le fac nimic, fiindcă lucrarea asta e așa. M-am apucat eu acum, dar nu umblu la ele, las în pace. Ce le fac eu acum e să le dau sirop. Bun, până data viitoare, numai bine.